Bună ziua, numele meu este George Zaharia, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să vă spun câteva lucruri despre, sigur, în primul rând despre compania noastră, Flash Lighting Services, cea pe care o vedeți expus în câteva cuvinte aici pe, pe slide-ul principal. Um, Flash Lighting Services este uh, în momentul acesta cel mai mare integrator, cel mai mare operator de iluminat public din România, atât din punct de vedere al numărului de localități în care desfășurăm um, activități de concesiune a iluminatului public, dar mai ales din perspectiva activităților de smart lighting, de telegestiune și de echipamente de monitorizare și control a iluminatului public pe care le gestionăm în, în acest moment. Acum, ca o paranteză ca o discuție separată față de, de, de tema principală a a discuției noastre, vreau să vă spun că e foarte interesant să văd cum evoluează de la an la an și de la conferință la conferință discuțiile despre iluminat inteligent. Acum eu mă ocup de lucrurile astea de câțiva ani buni, cred că sunt mai mult de 10 ani. În 2008, 2009 au fost primele uh, încercări, să le zic așa, sau tatonări ale uh, genului acesta de uh, sistem de iluminat inteligent, atât în România cât și în, în Europa și și în alte țări am, am făcut tot felul de instalări de uh, sisteme inteligente de de monitorizare și control. Și dacă în anii și acum 10 ani uh, aveam discuții din acestea Mergeam către cei responsabili de iluminat public din diverse țări, cum vă spuneam, din diverse uh, municipalități, povestindu-le de beneficii, de funcții, de elementele care sunt uh, de noutate pe care le aduce iluminatul inteligent. Și răspunsurile erau de genul, nu ne interesează, nu ne trebuie, noi avem treabă cu rețelele noastre, cu cablurile, hai să vedem pe unde săpăm, punem uh, iluminat mai nou sau mai vechi, LED-uri sau nu LED-uri și așa mai departe. Am ajuns acum în primul rând, toate sistemele noi de iluminat public să conțină, să aibă această componentă de iluminat de iluminat inteligent, de elemente de, de monitorizare și discuțiile în sine să fie altele, de genul sistemul pe care mi-l propui, pe ce frecvență o să funcționeze sau cât de des îmi apar erorile sau care e timpul în care în interfață voi vedea erorile de, de, de nefuncționare. Graficele sunt numai într-o formă sau poți să mi le și exporți către un raport? Deci am ajuns să avem sau să fim deja la următorul nivel sau la următorul pas al sistemelor de, de, de telegestiune, încât putem să ne gândim și la lucruri mai interesante sau la lucruri mai inovatoare, depășind sfera uh, clasică a unui, uh, unui iluminat inteligent. Revin și vă povestesc care sunt și propunerile pentru perioada următoare sau cum vedem noi aceste integrări. Dar. Prima dată despre subiectul iluminat, iluminat profesionist pe care, îl, pe care îl prestăm, având aceste componente pe care le, le vedeți aici, mergând de la light as a service la concesiunea serviciului de iluminat, proiectarea sistemelor de eficiență energetică, bazându-ne sau realizând acest iluminat profesionist, bazându-ne pe aceste uh, elemente. Pe de o parte, know-how-ul dobândit, cunoștințele pe care le avem prin oamenii care, încă o dată, se ocupă de ani și ani de zile. Pe de o parte, de integrare, de instalare efectivă, dar și de partea aceasta de inovare, de dezvoltare a unor noi tehnologii pe care să le punem în operă. Folosim echipamente de calitate, furnizori pe care ne putem baza, astfel de produse, hardware și software care să aibă o fiabilitate ridicată, pentru că, după cum Sigur, vi se întâmplă și dumneavoastră, în sfera aceasta de IoT, de smart city, toată lumea face de toate. Oricând avem o discuție, nu există un senzor care să detecteze, cum să nu, avem noi un senzor, în sensul că avem o fișă tehnică care la un moment dat va deveni un senzor. Și atunci există o preocupare a noastră ca integratori, ca tot timpul să testăm aceste soluții, să vedem că ce promite un dezvoltator, un inventator. Că, deocamdată, sunt la nivelul de invenție o mare parte din ele. Se pot traduce și în echipamente care chiar să funcționeze pe străzi și, mai ales, să funcționeze la ordinul de volum sau la, la mărimea pe care le dorim pentru un oraș, un oraș întreg. Audit, proiectare, management de proiect. Soluții de furnizare, construcția și o componentă, iarăși destul de importantă, pe care de care m-am ocupat personal în ultimii ani, este această parte de dispecerizare, practic. Avem în momentul acesta și ne lăudăm cu un dispecerat care funcționează la nivel național, în care toate aceste soluții de monitorizare și control, încă o dată folosind sisteme de telegestiune de la diversi producători, de la um, producători software um, care au diverse aplicații. Toate se centralizează într-o singură zonă, putând să urmărim și să dispecerizăm, să trimitem către echipele din teren toate aceste defecte, toate aceste sesizări, alerte detectate de sistemele de telegestiune pe care le avem în, în operare. Mergând, sigur, până la componenta de asset management, care devine din ce în ce mai importantă în, în momentul ăsta, să știm exact Câți stâlpi avem într-o rețea de iluminat? Ce tipuri de corpuri? Câte corpuri de uh, o anumită putere, de la fiecare producător în parte? Care-i durata de viață? Când o să apară uh, necesitatea sau nevoia aceasta de mentenanță preventivă, numai, numai corectivă, nu doar să ne ducem să înlocuim o componentă defectă, dar să observăm că o mare parte din ele, de exemplu, și-au depășit durata de viață? Toate acestea sunt cuprinse în aplicațiile software de asset management pe care dispeceratul, după cum vă spuneam, sau centrul acesta operațional pe care l-am construit le gestionează. În permanență. Dar revenim la subiectul principal și anume reducerea consumului de energie electrică utilizând mijloace sau utilizând echipamente de control inteligent. Și pentru asta vă plecăm de la, de la următoarea premisă. Spunem că un iluminat este de calitate și este inteligent atunci când oamenii percep acest iluminat ca o prelungire a iluminatului din. Propriile locuințe. Iar cuvintele cheie pe care trebuie să le urmărim atunci când facem o astfel de instalare este mai, sunt mai degrabă în zona de siguranță și confort decât în zona de preț. Și atunci, cum facem să respectăm toate aceste elemente, unele dintre ele fiind elemente de standard sau elemente legale, să le numim așa, cum facem să respectăm toate aceste elemente și totuși să facem și o reducere a consumului de, de energie? Ei bine, sigur. Prima variantă și cea mai evidentă, care a devenit de fapt un lucru foarte bine cunoscut de toată lumea, este utilizarea unor tehnologii de iluminare care ele în sine au un consum redus, cum sunt cele cu, cu LED. Dar urmează și componenta următoare, sau partea următoare, și anume utilizarea iluminatului inteligent pentru a face uh, o reducere suplimentară față de ce poate. Să, să ne dea schimbarea unui corp de iluminat vechi cu unul nou. Și ca să vă exemplific, pornim de la ce înseamnă un sistem de iluminat tradițional, care e compus din corpuri de iluminat pus pe, montate pe, pe, pe stâlpi, o rețea de cabluri și, de obicei, un punct de aprindere care este um, controlat fie de un ceas programator, fie de o fotocelulă. Așa arată un sistem clasic de, sau un sistem tradițional de iluminat toată rețeaua devine activă în momentul în care, din punctul de aprindere, se dă, se dă această comandă. Pasul următor sau echiparea, sau când vorbim de sisteme de telegestiune euh, inteligentă, înseamnă echiparea cu elemente de control individual. Practic fiecare corp de iluminat va avea un element din acesta de monitorizare, care îndeplinește două funcții. Pe de o parte vorbim de un control al iluminatului și anume pornirea, oprirea, care de obicei se face bazat pe ceasul astronomic, la fel bazat pe alți, alte tipuri de, de senzori, control pentru realizarea dimingului sau reducerea intensității luminoase pe anumite intervale orare și vom observa în slide-urile următoare și bazate pe alți declanșatori sau pe alte, pe alte trigăre și, sigur, operarea autonomă bazată pe orare predefinite. Acesta este controlul sau prima categorie de funcții pe care le îndeplinește un iluminat inteligent. Cea de-a doua fiind aceea de monitorizare sau de verificare permanentă a parametrilor electrici a fiecărui element din sistemul de iluminat, plecând de la punctul de aprindere, rețeaua de cabluri, corpurile de iluminat, în vederea prestării unui serviciu de calitate al, și optimizării a mentenanței. Aplicațiile software de telegestiune pe care le folosim arată în felul acesta, cu vizualizare pe hartă a fiecărui punct luminos. Aici vedeți un exemplu de calendar pe care îl folosim, cred că suntem în Tulcea, unde am avut o instalare destul de interesantă, undeva la vreo 3000 de corpuri de iluminat s-au modernizat dintr-o dată, inclusiv cu sistemul acesta de, de telegestiune și în momentul acesta așa arată uh, graficul și programul, calendarul de, de consum cu aprindere și, uh, și oprire la ora de apus și ora de răsărit. La ora 22 se face un prim pas de dimming, la ora 0 următorul pas de dimming sunt, sunt afișate în, în partea aceasta, rezultând un consum, evident, partea aceasta care e cu alb este partea care nu se consumă în, în, pe, pe durata nopții. Rezultatele directe sau rezultatele foarte clar cuantificabile a unui astfel de sistem sunt prezentate aici. Sunt niște date luate exact dintr-un sistem de telegestiune, deci sunt niște valori reale citite de noi dintr-un sistem. Văzând ce se întâmplă într-o noapte cu un sistem sau cu un corp de iluminat, cu un sistem tradițional, cu iluminat cu sodiu, care reducerea în situația în care am, am implementat sisteme cu, de iluminat cu LED, ei bine, și asta este partea interesantă: ce se întâmplă dacă, pe lângă sistemul de iluminat uh, cu LED, venim și cu o soluție adaptivă. Practic, acum vorbim de următorul nivel al sistemelor de telegestiune clasice, și anume, uh, senzori sau o interacțiune între necesarul de iluminat la nivelul străzii și comportamentul corpurilor de iluminat. Practic, ne interesează să avem. Iluminat pe stradă, atunci când e cineva pe stradă, atunci când circulă mașinile, și atunci un astfel de sistem care reușește să facă sau să adapteze comportamentul iluminatului la condițiile curente de trafic, sunt cele care generează această economie care are valori importante. Un, unul, dintre, unul dintre exemplele acestea de, de sisteme care interacționează cu, cu în care interacționează cu utilizatorii este acesta cu bula de lumină în care fiecare corp de iluminat pe lângă sistemul de telegestiune vine de data aceasta echipată și cu un senzor care reușește să genereze această zonă de lumină care urmărește subiectul, generând lumină doar în zona, zona necesară. Avem și un studiu de caz, vă arăt și două filmulețe cu câteva zeci de secunde Reducerea de consum de energie este de, a fost în, în cazul uh, proiectului din Poiana Brașov de 70% peste beneficiu de a schimba din sodiu în, uh, în led. Da, observăm cum se creează această, această zonă de lumină fix în fața și în spatele în spatele mașinii. E aceeași idee filmată din, cu altă dronă, și cu altă, cu altă poziționare a camerei de, de luat vederi. Ei bine, acesta este proiectul de, de care vă spuneam care reușește să adapteze nevoia de iluminat uh, la condițiile actuale sau condițiile curente de trafic pe uh, zona respectivă. Acum, am vorbit de reducerea aceasta de consum de, de energie din perspectiva iluminatului public. Ce e de reținut este că același subiect se poate aplica, bineînțeles, și în iluminatul industrial. Și componentele de iluminat dintr-o dintr fabrică, dintr-o hală de producție și așa mai departe, au aceleași... Elemente și aceeași deschidere sau aceeași oportunitate de a genera reduceri de consumuri de, de energie suplimentare, beneficiile sau lucrurile pe care le facem noi în această direcție pleacă de la proiectarea soluției, de la auditurile energetice și luminotehnice, la proiectare și la implementarea soluției, inclusiv ținând cont de aceste. Uh, Oportunități de finanțare, sigur în mediul privat fiind mult mai permisive decât parteneriatele publice private în, în România. Un singur lucru vreau să vă, mai, să vă mai prezint: este că odată instalat un astfel de sistem de iluminat iluminat inteligent, practic pregătim și următorul pas, în care rețelele de iluminat devin o coloană vertebrală sau o, o zonă de bază pentru. Instalarea de proiecte Smart City, diverse, de la diversi producători. Practic, avem stâlpul de iluminat care devine acum susținerea fizică a diverselor senzori sau a diverselor echipamente conectate, iar rețeaua electrică poate să devină o rețea de distribuție a energiei electrice care să alimenteze aceste sisteme atât pe timpul nopții, cât și pe timpul zilei. Câteva exemple pe care o să le trec foarte repede. Încărcătoare de mașini electrice cele mai de putere mai mică chiar instalate pe stâlpii de iluminat folosind cablurile și rețeaua de energie a iluminatului, sistemele de supraveghere video care iarăși nu sunt consumatoare foarte mari de energie, dar au nevoie de, de curent în locul în locul acela și pot fi instalate în felul ăsta. Am mai făcut niște proiecte în care am montat indicatoare de viteză, detectoare de radar și afișare și tot felul de contorizări și statistici ale traficului, tot la fel pe stâlpi de iluminat, recunoașterea numerelor de înmatriculare, senzori de particule, iarăși foarte puțini consumatori, dar au nevoie de energie pentru a transmite pe, pe, semnalele GSM, pe rețelele GSM, diverse, diverse noxe și au sigur nevoie de prinderea fizică, trebuie montați undeva. Pe scurt, câteva din, din sisteme, nu, nu, nu mă mai lungesc cu, cu povestea. Mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat!